Oțelul va avea un alt finanțator. Vestea a căzut ca un trezent la finalul unui meci de coșmar. Schimbarea acționariatului se va produce până la finalul acestei săptămâni. Domnul Adamescu m-a sunat și mi-a spus că este pe ultima să se demete să vândă acest club. În 2-3 zile veți afla noul proprietar al clubului și tocmai de aceea a blocat toate plățile. Deci, până la urmă, este ceva logic pentru a cuantifica corect valoarea clubului și a o preda următorului patron. Nu pot să vă dau mai multe detalii, dar din ce mi-a spus dânsul, în proporție de 90%, să spunem, s-a bătut palma. Există și posibilitatea sau, eu știu, ghinionul să nu se rezolve, dar atât timp cât este dorința ambelor părți, cam așa se va întâmpla. Să vedem ce va fi, le-am transmis și băieților, până la urmă, cred că poate fi și o veste bună. În condițiile în care n-a mers așa cum trebuia acum, este de apreciat că chiar dânsul a căutat soluții și se pare că le-a și găsit. Faptul că Dan Adamescu nu va mai fi patronul echipei de la Dunăre nu-l surprinde pe Valdrin. Tehnicianul german vrea ca la Oțelul să nu mai existe restanțe financiare. It's a positive development if somebody who does not have this big interest in football. Cred că este o schimbare pozitivă când cineva nu este foarte interesat de fotbal, trebuie să lase locul unui investitor care vrea cu adevărat să susțină echipa. Sunt deja 3-4 luni de când jucătorii nu sunt plătiți. Ei au muncit și trebuia să fie plătiți. În România pare normal ca salariile fotbaliștilor să întârzie câteva luni, dar eu spun că nu este normal acest lucru. Jucătorii Oțelului nu au salarii mari și ei trebuie să-și plătească facturile curente din ce le plătesc pentru că nu au salariul de care beneficiază mutul. Asta este lipsă de respect față de fotbaliști. Sunt jucători în America de Sud care trebuie să trimită bani acasă la familii și dacă 3-4 luni și rudele nu primesc nimic, ce se întâmplă? Oțelul se află într-un moment de cumpănă, pentru că până la începutul săptămânii viitoare trebuie să obțină licențierea. În caz contrar, echipa gălățeană nu va putea evolua în prima ligă în sezonul viitor.